prieteni din balanță. Haideți să vedem puțin la balanță pentru luna noiembrie în general. Așa, prima dată la serviciu sau afacere. Haideți să vedem. Vă eliberați de ceva, o să vă adaptați. Ori sunteți la un nou loc de muncă, la o nouă situație, la o nouă... Trebuie să vă adaptați undeva. Aveți multe idei, determinați, deci sunteți motivați. Ori aveți nevoie de bani, vedeți, vi se deschid multe uși, multe drumuri, multe posibilități de schimbări, să vă adaptați, o să vă eliberați de ceva, dar trebuie să vă și adaptați. Banii o să aveți, ceva dureri de cap, ceva probleme, ceva lacrimi, iarăși arată că o să aveți și cheltuieli. Sau o să aveți și, ca și când nu primiți destui bani de la serviciu, sau nu aveți destul încasări, destui clienți, așa. Și pentru asta vă cam supărați, poate să vă asociați cu cineva să duceți afacerea mai departe sau să vă meargă bine mai departe. Așa. Astea le vreau toate pentru că... Haideți să vă spun la bani un pic. La balanță. Aici vă văd că dacă aveți o situație mai grea la muncă, se transformă în bine, se schimbă în bine. La bani. La bani trebuie să controlați bine cheltuielile. O să începeți să câștigați mai bine. Parcă ați avut o perioadă de pauză, o perioadă în care... nu ați câștigat așa și v-a fost puțin, nu greu, dar cu finanțele cam au fluctuat, cam când sus, când jos, de tot sau jos, de tot sau jos. Sau... Vă reevaluați totul să începeți iarăși cu câștigul, da? De la serviciu, de la... dar arată că probabil cineva din familie, surori, frați, au probleme cu banii și ajutați, arată că ajutați. Sunteți supărați că nici dumneavoastră nu aveți foarte mult să ajutați, dar ajutați, eu asta văd. Vă reevaluați probabil ceva unde cheltuielile ca să, sau banii ca să, ca să aveți mai mult, ca să fie bine. La sănătate... Ați fost bolnavi sau v-ați simțit rău, ați avut o boală, da? Ați luat tratament și acum vă recuperați. Aveți foarte mare dorință de a vă recupera. Foarte mare. Și vă recuperați orice ați fi avut. Echilibru trebuie, poate probleme cu stomacul, cu burta, stomacul, da? Dragoste la perechi. Multă dragoste, bucurie, căsătorie, dacă sunteți căsătoriți, vă merge foarte bine, sunteți uniți, nu este nicio problemă, niciun necaz, nu vă văd. Doar aveți un dușman în căsătorie și știți cine este, cred că o să faceți călătorii, vă recuperați dintr-o boală, vă mai spun că ați avut ceva probleme de sănătate. Cineva este gelos pe iubirea dumneavoastră, pe uniunea asta care o aveți, dragostea care o aveți, dar nu are ce să vă facă. Deci nu. Călătoria care vreți să o faceți va mai dura, nu o faceți acum. Ca și când ați vrea o lună de miere, o ceva frumos, dar încă nu se poate. Încă nu. Haideți să vedem cei care sunteți singuri, care nu aveți pereche. Cei care sunteți singuri, aveți pe cineva din străinătate sau o altă persoană sau noi posibilități de a cunoaște, cineva de departe o să cunoașteți, cu care o să aveți stabilitate, o să aveți fericire.
Această persoană o să o cunoașteți și o să fiți împreună cu căsătorie. Mare noroc veți avea în dragoste cei singuri. Deci dacă mă întrebați dacă cunoașteți pe cineva sau va veni cineva în viața dumneavoastră, zic că da. Doar că trebuie să persistați, să insistați acolo, să căutați. Oricum văd că explorați, văd că sunteți în căutare și că o să găsiți. Multă fericire o să aveți și mult noroc în dragoste. Balanțe, cei singuri. Acum gândiți-vă la o persoană anume, deci la o persoană în concret. Haideți să vedem. Multă pasiune, armonie. Veți fi mulțumiți de această persoană. Această persoană vine la dumneavoastră cu tot sufletul, deci este o dragoste sinceră, o dragoste adevărată. Nu văd minciuni, nu văd falsitate, nimic. Este o persoană dreaptă, este o persoană probabil pe care cunoașteți de mult timp. Așa. Multă pasiune, creativitate, împlinire. Parcă mergeți undeva, faceți ceva împreună, sport sau sunteți împreună. Această persoană a avut o pierdere, ceva important, dar poate are o ex, un ex care i-a făcut probleme sau încă îi mai face probleme. Dar veți fi împreună foarte bine dumneavoastră cu această persoană. Va scăpa de acel ex, de un necaz, va scăpa de un necaz. Arată că se simte în siguranță cu dumneavoastră, că are multe sentimente, că sentimentele sunt reciproce, că veți fi împreună cu această persoană. Cam asta a fost la balanță, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.